Și vom vorbi de pregătire, dar mai e ceva, chirurgia robotică. Înțeleg, care la un moment dat a fost o întreagă discuție de roboți care zac, deși ar fi foarte utili în subsolurile unor spitale nefolosiți din diverse motive. Chirurgia robotică presupune, din câte știu eu, consumabile destul de scumpe. Este o metodă destul de costisitoare ca și efectuarea, nu neapărat ca dotare cu echipamentele, dotarea inițială cu echipamente. Indicațiile nu cred că sunt atât de mari încât să, atât de vaste încât să devină o problemă lipsa acestei chirurgii robotice. Sunt într-adevăr câteva indicații foarte clare, cred că câteva centre în țară, poate centre private, poate centre publice, asta rămâne de văzut, poate ar fi utile, însă nu cred că este o metodă de tratament care să capete chiar o... Știți care e problema? Și aici trebuie să fim sinceri și aș vrea să transmitem un mesaj foarte clar. Datoria noastră este să acordăm accesul la servicii medicale de bună calitate pentru toți pacienții oncologici. Nici o țară din lume nu își permite chirurgia robotică pentru toți pacienții oncologici. După ce reușim să generăm accesul la servicii de sănătate de bună calitate, la servicii chirurgicale, la servicii de radioterapie. Am vrut să vă spun un lucru, că auzeam discuția pe care avea cu domnul profesor. Anul trecut, Ministerul Sănătății, printr-un program al Băncii Mondiale, a dotat cu cea mai nouă tehnologie de radioterapie 7 centre din țară. Deci avem 7 centre de vârf dotate cu cele mai bune echipamente de radioterapie. Adică facem pași foarte mari, semnificativi, în asigurarea resurselor materiale. Un proces mai dificil, și l-a amintit domnul profesor, l-ați amintit și dumneavoastră, care nu se întâmplă peste noapte, este pregătirea resurselor umane. Adică la pregătirea resurselor umane sunt două lucruri. Trebuie să atragi oamenii ca să vrea să facă oncologie sau... Vă dau un exemplu, ai nevoie, la radioterapie, ai nevoie de fizicieni. Și atunci trebuie să îi atragem, să-i calificăm și să rămână în centrele în care desfășoară activitatea, publice sau private. Chiar facem un pilot, o să facem un pilot la Spitalul Marie Curie, cu cei de la Dăruiește Viața, să găsim o altă formă de salarizare a personalului care lucrează într-un spital public, exact în zona de oncologie, încât să existe o competiție, dacă vreți, și veniturile celor care lucrează într-un spital public, mă refer nu neapărat la medici, asistenți medicali, fizicieni, să fie comparabile cu ceea ce le oferă sectorul privat, încât accesul în spitalele publice, eu am o datorie să dezvolt, în mod evident, sectorul public, pentru că dezvoltarea unei activități private este o chestie opțională. Vreau sau nu vreau să, sau pot sau nu pot să țin deschis un centru privat. Eu, ca stat, ca și Minister al Sănătății, am o responsabilitate pentru pacienții din România să le ofer spitale publice bine dotate, cu personal, să nu uităm problema personalului, care este o problemă pe care nu se poate rezolva din nou peste noapte, un proces care durează câțiva ani și mai ales o politică de stat încât eu să găsesc soluția să-i țin pe oameni în loc să nu emigreze sau să nu plece în alte centre, să spunem, private. Ori lucrul ăsta se desfășoară pentru prima dată coordonat la nivelul Ministerului Sănătății pentru că avem o strategie de resurse umane, iar sectorial, aici o să vedeți în Planul Național de Control al Cancerului, există o secțiune și avem un obiectiv foarte clar privind pregătirea resurselor umane și adaptarea curiculelor de pregătire și găsirea unui alt mecanism, poate, de finanțare a celor care lucrează în oncologie.